După ce s-au înțeles aseară să-l susțină pe Florin Câțu pentru funcția de premier, liderii PNL, USR Plus și UDMR au continuat astăzi negocierile. Viitorul guvern va avea 2 vicepremieri și 18 ministere, 9 la PNL, 6 la USR Plus și 3 la UDMR. Între timp apar nume noi care ar putea să ocupe portofolii importante. Cu Florin Câțu, propus premier, economist de carieră, cu experiență în bănci europene, PNL ar avea 9 ministere. La apărare, externe și cultură, liberalii propun aceiași oameni de acum, Nicolae Ciucă, Bogdan Aurescu și Bogdan Gheorghiu. La finanțe, Bogdan Huțucă este în cărți. Prezență discretă în Parlament, el a lucrat ca specialist în finanțe, în instituții și agenții publice. Șanse mari are însă și Ionel Dancă, fostul șef al Cancelariei Prim-Ministrului, mâna dreaptă a lui Ludovic Orban. Ministerul de Interne ar putea fi preluat de europarlamentarul Rareș Bogdan. Pentru educație sunt 2 nume, Raluca Turcan, în prezent vicepremier, și Sorin Câmpeanu, care a mai fost ministru al educației și a susținut o ordonanță care amnistia plagiatorii. La Ministerul Energiei ar putea ajunge actualul titular de la economie, Virgil Popescu. Pentru agricultură sunt vehiculate 2 nume, Emil Dumitru, fermier de meserie și secretar de stat în minister, și Adrian Pinta, actualul șef al Agenției de Plăți pentru Agricultură. Nu este clar dacă Violeta Alexandru va rămâne la Ministerul Muncii. Șanse mari are și numărul 2 în PNL, Robert Sighiartău. La USR Plus vor ajunge 6 ministere importante. Fondurile europene ar putea fi conduse de Cristian Ghinea, ori Dragoș Pâslaru. Dar, potrivit unor surse, și Dan Barna și-ar dori acest post, pentru că are experiență cu proiectele de atragere de fonduri. Ministerul Transporturilor ar putea fi ocupat de Cătălin Drulă, cunoscut pentru Asociația Pro-Infrastructură, cel mai activ ONG din domeniu, care a monitorizat proiectele de infrastructură de transport, în special construcția de autostrăzi. La justiție ar putea fi numit Stelian Ion, unul dintre cei mai aprigi combatanți ai asaltului făcut asupra justiției de PSD. Ministerul Sănătății ar putea să ajungă din nou la Vlad Voiculescu, ministru și în perioada guvernului tehnocrat. Atunci a început reforma în sănătate, prin celebra ordonanță 79, care, printre altele, depolitiza conducerea spitalelor. La Ministerul Economiei este propus finanțistul Claudiu Năsui, care a lucrat în Ministerul Finanțelor, în cabinetul Cioloș. Cel mai disputat portofoliu a fost cel al dezvoltării, pentru că acest minister se ocupă de distribuirea banilor către toate primăriile din țară. 4 ore au luptat liderii politici în negocieri și în cele din urmă portofoliul a fost câștigat de cei de la UDMR. La Ministerul Dezvoltării ar putea să ajungă Ceche Atila, senator și fost ministru al Sănătății. Postul ar fi dorit și de Kelemen Hunor, care este de mulți ani în fruntea partidului și care a votat în Parlament, cot la cot cu PSD, controversatele modificări la legile justiției. Ministerul Mediului ar putea fi condus de Tanțoș Barna, un senator UDMR care s-a abținut să voteze legea propusă de USR privind înființarea DNA-ului pădurilor. Spunea atunci că problema defrișărilor ilegale se poate rezolva prin parchete și că adoptarea legii a fost făcută sub presiunea populismului. Iar Ministerul Sportului și Tineretului ar putea să ajungă la Oltean Ciongor, membru UDMR și președinte al Asociației Tinerilor Maghiari. Negocierile sunt deschise și aceste nume se pot schimba oricând. Vom avea o certitudine în momentul în care Florin Câțu va fi desemnat oficial de președintele Klaus Iohannis. Din acel moment, premierul desemnat va avea la dispoziție 10 zile să își formeze echipa. Dar, cum politicienii vorbesc de grabă, e posibil ca acest termen să fie scurtat. Cristina Iancu, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV Plus.